Președintele Comisiei Europene reprezintă puterea executivă a Uniunii Europene. Asta conduce, acesta conduce un cabinet de comisari răspunzător în mod colectiv față de Parlamentul European, care este ales direct de către cetățenii Uniunii Europene. Cum funcționează întreaga structură, aflăm chiar acum împreună din rubrica Biu Info cu Sabina Iosub. găsit! Vorbim astăzi despre cum sunt numiți comisarii și președintele Comisiei Europene. După alegerile europene, una dintre primele îndatoriri ale Parlamentului proaspăt constituit este exact aceasta, de a alege următorul președinte al Comisiei Europene. Atenție, vorbim despre organul executiv al Uniunii Europene. Cum este ales așadar președintele Comisiei? Statele membre numesc un candidat pentru acest post, dar desigur trebuie să țină seama de rezultatele alegerilor europene. Parlamentul trebuie să aprobe noul președinte al Comisiei cu majoritate absolută, adică jumătate din numărul de deputați în funcție, plus 1. Mergem mai departe pe această procedură. În situația în care candidatul nu obține voturile necesare, statele membre trebuie să propună în cadrul Consiliului European, care hotărăște cu majoritate calificată, un alt candidat în termen de o lună. Dacă avem însă președintele Comisiei, hai să vedem ce se întâmplă cu comisarii. Consiliul European, de comun acord cu președintele ales al Comisiei, adoptă o listă de comisari candidați câte unul pentru fiecare stat membru. Acești comisari desemnați se prezintă în fața comisiilor parlamentare competente, unde sunt audiați în domeniile care ar intra în responsabilitatea lor. Mai departe, fiecare comisie evaluează competențele candidatului și transmite evaluarea sa președintelui Parlamentului. Atenție însă, o evaluare negativă poate determina candidații să se retragă. Și am văzut lucrul acesta chiar în cazul României. Întreaga comisie, inclusiv președintele comisiei și înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate, trebuie să facă apoi obiectul unui vot unic de aprobare din partea Parlamentului. După ce Parlamentul aprobă Colegiul Comisarilor, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, numește comisarii în mod oficial. În cazul unei modificări substanțiale a portofoliului pe durata mandatului Comisiei, al completării posturilor vacante sau al numirii unui nou comisar după aderarea unui nou stat membru, comisarii în cauză sunt audiați din nou de comisiile competente.